Editura Act și Politon vă prezintă Schimbare Cum să schimbi lucrurile atunci când este dificil De Chip Heath și Dan Heath Lectura Traian Măicănescu Soțiilor noastre Susan și Amanda care au schimbat totul. 3 dintre surprizele schimbării 1. Într-o sâmbătă a anului 2000, mai mulți clienți, care nu bănuiau nimic, și-au făcut apariția într-un cinematograf suburban din Chicago, pentru a vedea filmul programat pentru matineul de la 13:05, Payback după faptă și răsplată, un film de acțiune cu Mel Gibson în rolul principal. Au primit o băutură nealcoolică și o cutie gratuită de popcorn și au fost rugați să mai rămână un timp după film pentru a răspunde la câteva întrebări despre standul cu produse alimentare. Acești fani ai filmelor participau fără voia lor la un studiu despre comportamentele alimentare iraționale. Era ceva neobișnuit la popcornul pe care îl primiseră. Era mizerabil. În realitate, chiar asta fusese intenția. Să fie mizerabil. Fusese pregătit cu cinci zile înainte și era atât de rânced încât scârțâia când îl mestecai. Unul dintre clienții care văzuseră filmul l-a comparat mai târziu cu polistirenul, iar alți doi clienți au cerut banii înapoi, uitând că au primit popcornul gratis. Unii l-au primit în cutii de dimensiuni medii, în vreme ce alții au primit o cutie mare, genul acela de găleată uriașă, care pare să fi fost utilizată ca piscină gonflabilă la un moment dat. Fiecare persoană a primit câte o cutie ca să nu fie nevoie să împartă cu altcineva. Cercetătorii care realizau studiul erau interesați de o întrebare simplă: Oare persoanele care primiseră recipiente mai mari aveau să mănânce mai mult? Cele două cutii erau atât de mari încât niciunul dintre spectatori nu putea să-și termine porția. Așa că întrebarea propriu-zisă de care era interesat studiul era ceva mai specifică. O persoană care dispune de o cantitate mai mare de popcorn va mânca mai mult decât una care dispune de o cantitate mai mică? Viclenii cercetători au cântărit cutiile atât înainte cât și după film, așa că au putut să măsoare cu exactitate cât popcorn mâncase fiecare persoană. Rezultatele au fost șocante. Oamenii care primiseră cutii mai mari mâncaseră cu 53% mai mult popcorn decât cei cu cutii de dimensiuni medii. Asta însemna echivalentul la 173 de calorii suplimentare și faptul că își băga să rămână în cutie de aproximativ 21 de ori în plus. Brian Wansink, autorul studiului, conduce Food and Brand Lab, din cadrul Cornell University și a descris rezultatele în cartea sa Mindless Eating, când mănânci prostește. Am făcut și alte studii în care am utilizat popcorn și rezultatele au fost întotdeauna aceleași, indiferent cum modificam noi detaliile. Nu avea nicio importanță dacă era vorba de clienții unui cinematograf din Pennsylvania, din Illinois sau din Iowa, și nu conta nici genul de film la care se uitau. Toate studiile noastre cu popcorn au ajuns la aceeași concluzie: Oamenii mănâncă mai mult atunci când primesc un recipient mai mare. Punct. Nicio altă teorie nu explică comportamentul. Oamenii nu mâncau de plăcere. Popcornul era atât de rânced încât scârțâia. Nu erau mânați de dorința de a-și termina porția. Ambele cutii erau prea mari pentru a putea fi terminate. Nu avea nicio importanță dacă le era foame sau erau sătui. Ecuația este invariabilă: primeau un recipient mai mare, egal, consumau o cantitate mai mare. Cireașa de pe tort a fost aceea că oamenii refuzau să creadă rezultatele. După film, cercetătorii vorbeau cu spectatorii despre cele două versiuni ale cutiilor de popcorn. Și despre rezultatele cercetărilor anterioare. Cercetătorii întrebau: Credeți că ați mâncat mai mult din cauza dimensiunilor mai mari ale cutiilor? Majoritatea luau ideea în râs, spunând că pe mine nu mă păcălesc lucrurile de felul acesta, sau îmi dau foarte bine seama când sunt sătul. 2. Imaginați-vă că v-au fost prezentate datele cercetării despre consumul de popcorn, dar nu au fost menționate dimensiunile cutiilor. Folosind rezumatul datelor pe care le aveți, ați putea să scanați repede rezultatele și să vedeți cât popcorn au mâncat diferiți oameni. Unii au mâncat puțin, alții au mâncat mult, și câțiva au părut că pun la încercare limitele stomacului omenesc. Înarmați cu un set de date de felul acesta, ar fi ușor să vă grăbiți să trageți concluzii. Câțiva oameni sunt cumpătați când iau o gustare, în timp ce alții sunt cu adevărat lacomi. Un expert în sănătate publică, care ar studia datele împreună cu dumneavoastră, ar ajunge foarte probabil să-și facă griji din cauza lacomilor. Trebuie să-i motivăm pe oamenii aceștia să adopte comportamente mai sănătoase atunci când iau o gustare. Haideți să găsim modalități prin care să le arătăm riscurile medicale la care se expun atunci când mănâncă atât de mult. Dar stați puțin! Dacă vreți ca oamenii să mănânce mai puțin popcorn, soluția este destul de simplă. Le dați cutii mai mici. Nu trebuie să vă gândiți la ce știu ei sau la atitudinea lor. Puteți vedea cât de ușor ne-ar fi să transformăm o problemă ușoară de schimbare, micșorarea cutiilor, într-o problemă dificilă de schimbare, să convingem oamenii să gândească diferit. Aceasta este prima surpriză referitoare la schimbare. De multe ori, ceea ce pare o problemă care ține de natura umană este doar o problemă de circumstanțe. 3. Această carte intenționează să vă ajute să schimbați lucrurile. Noi analizăm schimbarea la toate nivelurile: individual, organizațional și societal. Poate că vreți să vă ajutați fratele să scape de dependența de jocurile de noroc. Poate că vreți să vă determinați oamenii din echipă să fie mai economi, date fiind condițiile de pe piață. Poate că ați vrea să vedeți mai mulți vecini care merg pe bicicletă la serviciu. De obicei, subiectele acestea sunt tratate diferit. Există consultanță axată pe managementul schimbării pentru partea executivă, recomandări self-help pentru persoane individuale și recomandări referitoare la schimbarea lumii pentru activiști. Din păcate, toate eforturile de a schimba lucrurile nu se pot materializa fără să începi să acționezi diferit pentru a schimba un lucru, indiferent cât de neînsemnat ar fi. Fratele tău nu trebuie să mai calce prin cazinouri. Angajații tăi trebuie să rezerve bilete de avion la o clasă mai ieftină. În ultimă instanță, toate eforturile de schimbare se reduc la aceeași misiune îi putem face pe oameni să înceapă să se comporte diferit? Știm la ce vă gândiți. Oamenii se opun schimbării. Dar lucrurile nu sunt chiar așa de clare. În fiecare zi vin pe lume copii și, în mod inexplicabil, părinții lor întâmpină schimbarea cu bucurie. Gândiți-vă doar la amploarea acestei schimbări. Cine ar fi de acord să lucreze pentru un șef care îl trezește de două ori pe noapte țipând din cauza unor treburi administrative banale. Și cum ar fi dacă, de fiecare dată când purtați o haină nouă, șeful ar umple-o de bale? Cu toate acestea, oamenii nu doar că nu opun rezistența acestei schimbări copleșitoare, ci se oferă voluntari. Facem o mulțime de schimbări importante în viață și nu e vorba doar de nașterea copiilor, ci și de căsătorie, o casă nouă, noi tehnologii, noi atribuții de serviciu. În același timp, alte comportamente ne sunt îngrozitor de adânc înrădăcinate. Fumătorii fumează în continuare, copiii se tot îngrașă și partenerul de viață pare că nu va fi în stare niciodată să-și pună cămășile murdare în coșul de rufe. Așa că există schimbări dificile și schimbări ușoare. Cum se deosebesc unele de altele? În această carte, noi susținem că schimbările încununate de succes au un tipar comun. Ele presupun că liderul schimbării face trei lucruri în același timp. Am menționat deja unul dintre aceste trei lucruri, și anume, pentru a schimba comportamentul unei persoane, trebuie să-i schimbăm circumstanțele. Bineînțeles, jocul nu se reduce la circumstanțe. Puteți trimite un alcoolic la dezalcolizare, unde noul mediu îl va ajuta să nu mai bea deloc. Dar ce se întâmplă după ce pleacă de acolo și influența respectivă dispare? Este posibil să observați o creștere a productivității angajaților din departamentul de vânzări atunci când managerul de vânzări stă cu ochii pe ei, dar ce se întâmplă după aceea când situația revine la normal? Dacă vreți să schimbați comportamentul oamenilor, trebuie să ajungeți la inima și mintea lor, nu doar să le schimbați mediul. Problema este următoarea. De multe ori, inima și mintea se ceartă. Cu patimă. 4. Gândiți-vă la Clocky, un ceas deșteptător inventat de Gauri Nanda, o studentă de la MIT. Nu este un ceas deșteptător obișnuit, are roți. Îl programați seara, iar dimineața, când se declanșează alarma, coboară de pe noptieră și fuge prin cameră, forțându-vă să alergați după el. Imaginați-vă scena. Vă prin dormitor în chiloți, urmărind și înjurând un ceas care fuge. Clochii se asigură că nu veți da de necaz amânând într-una alarma. Și s-ar părea că teama aceasta este frecventă, din moment ce au fost cumpărate în jur de 35.000 de bucăți cu 50 de dolari bucata în primii doi ani de când Clocky a apărut pe piață, în ciuda faptului că promovarea a fost minimă. Succesul acestei invenții ne spune multe despre psihologia omului. Ne demonstrează de fapt că suntem schizofrenici. O parte din noi, latura noastră rațională, vrea să se trezească la 5.45, lăsându-ne destul timp pentru o alergare scurtă înainte să plecăm la birou. Cealaltă parte a noastră, latura emoțională, se trezește în întunericul din primele ore ale dimineții și amână alarma într-una, dorindu-și doar câteva minute în plus de somn în așternutul cald. Dacă să semănați cu noi, dacă latura voastră emoțională câștigă de obicei dezbaterile acestea interne, este posibil să fiți unul dintre potențialii cumpărători ai lui Clocky. Avantajul aparatului este că îi permite laturii voastre raționale să păcălească latura emoțională. Este pur și simplu imposibil să vă cuibăriți sub plapumă atunci când un ceas deșteptător scăpat de sub control fuge prin cameră. Să spunem lucrurilor pe nume, Clocky nu este un produs pentru o nație care are toată țigla pe casă. Dacă Spock vrea să se trezească la 5.45, se trezește pur și simplu, fără niciun fel de bătaie de cap. Schizofrenia noastră naturală este un lucru profund straniu, dar nu ne gândim prea serios la asta pentru că ne-am obișnuit foarte mult cu ea. Când începem o dietă nouă, Aruncăm cutiile de citos și oreos din bucătărie, fiindcă latura noastră rațională știe că autocontrolul nu are nicio șansă atunci când latura emoțională trebuie să înfrunte o pofta acerbă. Singura soluție este să înlăture complet tentația. Declarăm public că vor face avere studenții de la MIT, care vor inventa pungi de citos ce pot să fugă de oamenii aflați la dietă. Concluzia care se impune este următoarea. Creierul nostru nu cade la pace cu el însuși. De fapt, în psihologie, concepția dominantă susține că în creier funcționează tot timpul două sisteme independente. Primul ar fi format din ceea ce noi am numit latura emoțională. Este partea aceea instinctivă din noi, care simte durerea și plăcerea. Al doilea este partea rațională numită sistem reflexiv sau conștient. Este partea aceea din noi care deliberează, analizează și privește spre viitor. În ultimele câteva decenii, psihologii au descoperit numeroase lucruri despre cele două sisteme, dar bineînțeles că omenirea a fost din totdeauna conștientă de tensiunea dintre ele. Platon spunea că în capul nostru se găsește un vizitiu rațional care trebuie să strunească un cal nărăvaș care abia dacă ascultă de bici și de răcnete. Freud a scris despre egoul egoist și despre superegoul conștient, dar și despre un al treilea ego care le mediază pe cele două. Mai recent, economiștii comportamentali au numit cele două sisteme planificatorul și realizatorul. Dar pentru noi, tensiunea duelului este surprinsă cel mai bine de o analogie folosită de psihologul Jonathan Haidt de la Universitatea din Virginia în minunata sa carte The Happiness Hypothesis, ipoteza fericirii. Haidt spune că latura noastră emoțională este un elefant și că latura noastră rațională este călărețul acestuia cocoțat pe elefant, călărețul ține hățurile și pare să fie șeful. Dar controlul călărețului este înșelător, întrucât călărețul este mult mai mic în comparație cu elefantul. De fiecare dată când elefantul de șase tone și călărețul nu sunt de acord în privința direcției în care ar trebui să meargă, călărețul pierde. Este învins, fără drept de apel. Cei mai mulți dintre noi suntem foarte obișnuiți cu situațiile în care elefantul îl învinge pe călăreț. Ați trecut prin asta dacă v-ați trezit mai târziu decât ați vrut, dacă ați mâncat mai mult decât trebuia, dacă v-ați sunat fostul sau fosta la miezul nopții, dacă ați tras de timp, dacă ați încercat să vă lăsați de fumat și nu ați reușit, dacă nu ați mers la sală. Dacă v-ați înfuriat și ați spus lucruri pe care le regretați, dacă ați abandonat lecțiile de spaniolă sau de pian, dacă ați refuzat să vorbiți într-o ședință pentru că v-a fost teamă, și așa mai departe. Ce noroc că nu contorizează nimeni lucrurile astea! Slăbiciunea elefantului, latura noastră emoțională și instinctivă, este evidentă. Este leneș și capricios. De multe ori urmărește câștigurile facile, cornetul de înghețată în locul profitului pe termen lung, un corp suplu. Atunci când eforturile de a schimba ceva eșuează, vina îi aparține de obicei elefantului, pentru că tipurile de schimbări care ne interesează presupun de regulă sacrificii pe termen scurt pentru câștiguri pe termen lung. Reducem cheltuielile de azi. Ca să avem o situație financiară mai bună la anul. Evităm înghețata de azi, ca să fim mai supli anul viitor. Schimbările eșuează de multe ori, deoarece călărețul pur și simplu nu-l poate face pe elefant să meargă suficient de mult ca să ajungă la destinație. Dorința puternică a elefantului de a obține gratificare imediată este opusul punctului forte al călărețului și anume capacitatea de a gândi pe termen lung, de a planifica, de a gândi dincolo de momentul prezent, adică toate lucrurile acelea pe care animalul dumneavoastră de companie nu poate să le facă. Dar lucrul care ar putea să vă surprindă este că elefantul are aturi enorme, în timp ce călărețul are slăbiciuni nimicitoare. Elefantul nu joacă mereu rolul personajului negativ. Emoția este fieful elefantului, dragostea, compasiunea, simpatia și loialitatea. Instinctul acela sălbatic de a ne apăra copiii de rău cu care suntem înzestrați, acela este elefantul. Doza aceea de curaj suplimentar pe care o simțiți atunci când trebuie să apărați lucrurile pe care le considerați importante, acela este elefantul și chiar mai important decât toate astea, dacă vă gândiți să faceți schimbări, elefantul este cel care depune toată munca. Dacă vreți să vă apropiați de realizarea unui obiectiv, indiferent dacă este nobil sau meschin, aveți nevoie de energia și ambiția elefantului. Și punctul acesta forte este imaginea în oglindă a celei mai importante slăbiciune a călărețului, învârtitul în cerc. Călărețul are obiceiul să analizeze și să gândească excesiv lucrurile. Sunt șanse mari să cunoașteți o persoană al cărei călăreț are probleme. Prietenul care se chinuie 20 de minute până se hotărăște ce să mănânce la cină. Colegul care poate să facă brainstorming ore întregi căutând idei noi, dar care nu poate să ia vreodată o decizie. Dacă vreți să schimbați lucrurile, trebuie să-i atrageți pe amândoi de partea voastră. Călărețul vine cu planificarea și direcția, în timp ce elefantul furnizează energia. Așa că, dacă îi convingeți pe călăreții oamenilor din echipă, dar nu atrageți și elefanții, oamenii respectivi vor înțelege lucrurile, dar nu vor fi motivați. Dacă îi convingeți pe elefanții lor, dar nu îi convingeți pe călăreți, vor fi plini de pasiune, dar nu vor avea direcție. În ambele cazuri, carențele se pot dovedi paralizante. Cu un elefant care ezită și un călăreț care se învârte în cerc, cu siguranță nu se va schimba nimic. Dar atunci când elefanții și călăreții acționează la unison, schimbările pot apărea rapid. 5. Atunci când elefantul și călărețul nu sunt de acord în ce direcție ar trebui să meargă, aveți o problemă. Călărețul poate să facă ce vrea temporar, poate să tragă de hățuri suficient de tare pentru a-l forța pe elefant să îi se supună. Exact asta faceți de fiecare dată când recurgeți la puterea voinței. Dar călărețul nu poate să câștige un conflict intern cu animalul un timp prea îndelungat ajunge să fie sleit de puteri. Pentru a înțelege ideea aceasta mai bine, să examinăm comportamentul unor studenți care au luat parte la un studiu despre percepția mâncării, sau așa li s-a spus. Ei s-au prezentat la laborator cu o ușoară senzație de foame. Li se solicitase să nu mănânce nimic în cele trei ore de dinaintea programării. Au fost conduși într-o încăpere în care mirosea foarte plăcut, Cercetătorii tocmai scoseseră de la cuptor fursecuri cu fulgi de ciocolată. Pe o masă din mijlocul încăperii erau două boluri. Într-unul dintre ele se găseau niște ciocolățele și fursecurile calde, abia scoase de la cuptor, care miroseau îmbietor. În celălalt bol se găseau câteva ridichi. Cercetătorii pregătiseră o istorioară falsă, am ales ciocolățelele și ridichile pentru că au gusturi foarte diferite. Vă vom contacta mâine și vă vom întreba ce vă amintiți despre senzațiile gustative pe care le-ați avut în timp ce le mâncați. Jumătate dintre participanți au fost rugați să mănânce două sau trei fursecuri și câteva ciocolățele, dar nici o ridiche. Restul au fost rugați să mănânce cel puțin două sau trei ridichi și niciun fursec. În timp ce mâncau, cercetătorii au ieșit din încăpere, intenționând, într-un mod oarecum sadic, să îi spitească. Au vrut ca amărâția aceea de mâncători de ridichi să stea acolo singuri, ciugulind din mâncarea de iepuri și privind cu poftă la fursecurile abia scoase din cuptor. Probabil că se înțelege de la sine că persoanele care au mâncat fursecuri nu au trebuit să se lupte cine știe ce pentru a rezista ridichilor. În ciuda ispitei, toți participanții au mâncat ce li s-a cerut să mănânce și niciunul dintre cei care au mâncat ridichi nu a șterpelit vreun fursec. Asta înseamnă să te folosești de puterea voinței. În momentul acela s-a anunțat că studiul despre gust se încheiase în mod oficial și și-a făcut apariția un alt grup de cercetători cu un al doilea studiu, chipurile fără nicio legătură cu primul. Noi încercăm să vedem cine poate să rezolve probleme mai bine, studenții sau elevii de liceu. Formularea aceasta fusese gândită ca să le stârnească orgoliul studenților și să ia testul următor în serios. Studenților li s-au dat o serie de exerciții în care li se cerea să deseneze o figură geometrică complicată, fără să treacă de două ori cu creionul peste vreo linie și fără să ridice creioanele de pe foaie au primit mai multe coli de hârtie pentru a putea încerca de mai multe ori. În realitate, exercițiile fuseseră concepute astfel încât să nu poată fi rezolvate. Cercetătorii voiau să vadă cât timp vor continua studenții să lucreze la sarcina dificilă și frustrantă înainte să se dea definitiv bătuți. Studenții neispitiți, cei care nu trebuiseră să se abțină să mănânce fursecurile cu ciocolată, au lucrat 19 minute la sarcina aceea, ajungând la 34 de încercări de a rezolva problema. Consumatorii de ridichi au rezistat mai puțin. Ei s-au dat bătuți după doar 8 minute, mai puțin de jumătate din timpul folosit de consumatorii de fursecuri și au încercat doar de 19 ori să găsească o soluție. De ce s-au dat bătuți așa de ușor? Răspunsul ar putea să vă ia prin surprindere. Au rămas fără autocontrol. În studiile de felul acesta, psihologii au descoperit că autocontrolul este o resursă epuizabilă. Este ca atunci când împingem bara din poziția culcat la sala de sport. Prima oară este ușor pentru că avem mușchii odihniți. Dar după fiecare repetiție, mușchii devin din ce în ce mai obosiți, până nu mai putem ridica bara deloc. Consumatorii de ridichi își epuizaseră autocontrolul abținându-se de la fursecuri. Așa că, atunci când elefanții lor au început să se plângă de efortul depus la exerciții, este prea greu, nu este amuzant, nu ne pricepem deloc la asta. Călăreții lor nu au avut suficientă energie să tragă tare de hățuri mai mult de 8 minute. Între timp, călăreții consumatorilor de fursecuri erau odihniți. Nu-și folosiseră energia și au putut să lupte cu elefanții timp de 19 minute. Autocontrolul este o resursă epuizabilă. Descoperirea aceasta este crucială pentru că, atunci când vorbim despre autocontrol, nu ne referim la sensul restrâns al termenului, la puterea voinței de care avem nevoie pentru a lupta cu viciile, țigările, prăjiturile, alcoolul. Ne referim la un sens mai larg de automonitorizare. Gândiți-vă la felul în care vă funcționează mintea atunci când îi oferiți feedback negativ unui angajat sau atunci când montați un raft nou pentru cărți sau când învățați un.